Muzeul de istorie din Roman găzduiește în aceste zile expoziția temporară denumită Lutul și cântecul său, eveniment realizat cu participarea Muzeului Municipal Pașcani. Muzeograful pășcănean Daniel Florin Sava a precizat că romașcanii pot admira peste 70 de exponate, acestea fiind realizate în comuna Lespezi din județul Iași. Încercăm în cadrul acestei expoziții să scoatem în relief una dintre vechile activități de bază care s-a desfășurat în zona Pașcani-Lespes. Ne referim la olărit. Olăritul în zona noastră a fost documentat încă din veacurile 17-18, când apar de altfel și cele mai vechi centri și reprezentări ale ceramicii. Centru care putem spune că momentul său de maximă evoluție a fost sfârșitul secolului XIX, începutul veacului al XX-lea, când apar de altfel și cei mai mulți meșteri populare în centrul de ceramică de la Lespes, au existat undeva între 15 și 20 de meșteri mari care au realizat atât ceramica utilitară sau adeseori chiar și ceramica decorativă. Inclusiv a existat în perioada interbelică și un vechi și o fabricuță care a realizat teracotă, cărămidă, încât putem spune că centrul de ceramică de la Lespez este considerat pe teritoriul zonei Iași unul dintre cele mai mari centri, poate chiar în perioada interbelică era centrul care a produs ceramică atât pentru comunitatea din zona Pașcanului, dar și pentru comunitățile pe o largă rețea. Ne-am referit, s-au găsit obiecte în zona Botoșani, zona Iași, zona Piatra, asigura zona Sucevii, inclusiv elemente ale centrului de ceramică au fost identificate și în zona Galați. Pe lângă expoziția de ceramică, manifestarea de la Roman a cuprins și o lansare de carte. Feodosia Rotaru, fosta directoare a Complexului Muzeal Bacău, și-a lansat la Roman cartea intitulată Rețete de bucate adunate de la sate. Cu ocazia acestui eveniment este și o lansare de carte intitulată Rețete de bucate de prin sate adunate. Doamne etnograf Rotaru Feodosie a fost director la Muzeul Județean de Istorie Ioan Antonescu din Bacău, care ne va prezenta rodul cercetărilor sale despre peste 20 de ani din satele din județul Bacău, aducând rețete vechi de 100-150 de ani. La finalul manifestării, participanții au fost invitați la o degustare de sarmale, plăcinte cu varză, plăcinte poale în brâu, cornulețe, țuică și vin, toate fiind realizate după rețete tradiționale.